Prim vicepreședintele PNL, domnul Teodor Atanasiu, la interviurile PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Atanasiu. Cazul Șova este unul care preocupă zilele acestea opinia publică și presa. Credeți că există riscul ca președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, să fie pus sub urmărire penală pentru obstrucționarea justiției? Sau credeți că pot fi sustenabile acuzațiile legate de abuz în serviciu în cazul acesta? Să spun că odată cu cazul Șova a început să facă ordine și lumină și în regulamentele și statutele camerelor Parlamentului și în general în activitatea parlamentară. Era pentru mine cel puțin anormal ca în urma unui vot pe care parlamentarii îl dau să nu se dea nicio hotărâre sau să nu se publice nicio hotărâre. Totdeauna parlamentarii prin vot iau hotărâri pro sau împotriva unei legi, pro sau împotriva unei solicitări care îi se face. Doar în cazul arestărilor, de exemplu, cum este cazul Șova, Parlamentul vota și nu se publica nicio hotărâre. Și asta nu era un lucru normal. De aceea ați observat că de la vot și până astăzi, când s-a pus problema emiterii unei hotărâri, s-au schimbat și regulamentul și statutul. Senatul și-a schimbat regulamentul, camerele comune și-au schimbat statutul senatorilor și deputaților, astfel încât ele să fie în acord cu Constituția României. Fiindcă acel dezacord între Constituția României și statut și respectiv regulament a dus la această anomalie în care, deși mai mulți senatori au votat pentru încuvințarea arestării decât cei care au votat împotrivă, hotărârea pe care am înțeles că președintele senatului o trimite astăzi la monitorul oficial este de respingere acestei decizii de încuvințare arestării, deși Constituția spune altceva și deși actualul regulament și actualul statut spun altceva decât spuneau acum câteva săptămâni. Și cum ați analiza, cum ați denumi dumneavoastră situația aceasta din Senat? O delăsare totală până când ajunge cuțitul la os. Deci, românii pe primul și așa de mintea românului, cea de pe urmă. Adică decât să facem de la început statutul și regulamentul să fie în acord cu Senatul, a trebuit să ne izbim cu capul de perete, să constatăm că luăm hotărâri care, conform Constituției, spun una și conform statutului și regulamentului alta, că atunci de-abia să aducem în acord cu Constituția și regulamentul și statutul cum ar fi trebuit să o facem de la început, iar hotărârea să fie ca atare. Cum o să avem o hotărâre pe vechiul statut și pe vechiul regulament de respingere a arestării pentru Șova trimisă de președintele Tăriceanu la monitorul oficial pentru publicare și probabil, nu probabil sigur, grupul parlamentar PNL va ataca la Curtea Constituțională acea hotărâre că este neconstituțională și Curtea se va exprima. Repet întrebarea de la început. Credeți că există riscul ca președintele Senatului să fie pus sub urmărire penală pentru obstrucționarea justiției? Cred că mai degrabă este riscul doar de a amâna o decizie care s-a luat în Parlament și care Curtea o va interpreta în conformitate cu Constituția de admitere a arestării domnului Șova. Nu știu dacă președintele Senatului, nu sunt procuror, nu sunt nici măcar jurist, să pot să spun că președintele Senatului a încălcat sau nu, legea a făcut sau nu un exces de zel în funcție de președinte, ne publicând hotărârea sau publicând o hotărâre contrară Constituției, dar pe regulamentul și statutul de la ora respectivă. Nu mă pricep, dar e sigur vom ajunge probabil la încuvințarea arestării după urmă unei decizii de Curtea Constituțională și toată lumea știe că ajungem acolo, dar nu înțeleg de ce amânăm atât acest verdict. Acum o întrebare la care sigur ne puteți răspunde datorită experienței dumneavoastră de om politic, chiar dacă subliniați faptul că nu sunteți jurist. De ce credeți că DNA cere documente de la Senat cu semnătura lui Călin Popescu Tăriceanu? Ele ar putea să fie descărcate, de exemplu, de pe site-ul instituției.
Iar de pe site-ul instituției nu este o sursă oficială de informații. De aceea se cer documentele în mod oficial. Și eu pot să aflu multe despre mulți oameni de pe diverse site-uri, dar dacă vreau să mă adresez unei instanțe sau să decid un proces, atunci am nevoie de documente oficiale, nu de poveștile care sunt puse pe site. Poate corect sau poate incorect. Sunt povești, sunt documentare instituției pe site. Nu, cel care încarcă pe site nu are răspunderea sub semnătură a veridicității documentelor. De-aia vă spun că neavând răspundere pot fi povești. Pot să nu fie, pot să fie exact cele dacă sunt pe veridice. Site-ul instituției, sunt asumate. Da, dar dacă sunt greșeli, cine și le asumă? Nimeni, fiindcă cel care le încarcă pe site nu are o răspundere pentru acest lucru. Și de aceea, totdeauna instituțiile statului cer documentele în original, semnate de către cei care răspund de autenticitatea lor. Am înțeles. Ar trebui să-și dea demisia domnul Tăricianu din funcția de președinte al Senatului în opinia ta? Tăricianu ar trebui să-și dea demisia datorită faptului că nu știu să-și gestioneze acest subiect absolut deloc. A plecat la această discuție spunând că nu are obligație și nu trebuie să facă nimic și a ajuns să capoteze, ne spun astăzi, că trimite de urgență spre publicare o hotărâre pe care spunea să poate că nu va publica niciodată. Deci domnul Tăricianu a constatat el însuși că a greșit, că nu era normal ceea ce a făcut inițial, a constatat cu întârziere, în continuare caută o soluție de amânare și de tergiversare a unei soluții previzibile. Domnul Șova, în final, se va constata că a primit voturile necesare pentru a-i se încuvița resta. Dacă domnul Tăricianu și-ar da demisia, sigur, vorbim despre o ipoteză, nu există o afirmație a domnului Tăricianu în acest sens, ar fi pregătit PNL-ul să preia președinția Senatului? Noi suntem în discuții cu mai mulți senatori. Problema, vă spun, este foarte ambiguă. În Senat, noi am purtat discuțiile nu neapărat pentru înlocuirea domnului Tăricianu, ci pentru crearea unei majorități cu care să înlăturăm guvernul Ponta. Această majoritate pe care noi încercăm să o creăm, se creează greu și vă spun de ce. N-am fost niciodată adeptul metodei de a oferi cel puțin la nivel de povești totdeauna posturi pentru voturi. Nu toți cei cu care discutăm sunt oameni care acceptă să ne se alăture datorită ideilor și atât. Noi nu suntem în postura în care să negociem posturi contra voturi. Dacă cei care ne se alătură pe bază de idei, de program politic, de program de guvernare, sunt bineveniți. Ceilalți nu o să discutăm cu ei. Domnule Atanasiu, PNR-ul are în acest moment o lipsă de reacție sau o reacție întârziată, sesizată de jurnaliști și poate de opinia publică, cea care urmărește politica. Au existat declarațiile mobilizatoare legate de dorința formării unei majorități, de dărâmarea actualului guvern. Mai sunteți așa siguri că veți reuși să dărâmați guvernul? Iar răspunderea noastră pe care noi am înțeles-o foarte clar de a înlătura guvernul Ponta cât de repede posibil. Guvernul Ponta este un guvern nociv, cel puțin din două puncte de vedere. Primul, că administrează prost România și a blocat toate investițiile publice din România numai de dragul de a avea niște economii la buget care să permită să ia niște măsuri de relaxare fiscală. Doi la mână, pentru faptul că este guvernul care luptă cel mai tare împotriva afirmării justiției și a statului de drept în România. Când spuneți că s-au blocat investițiile, la ce vă referiți? Că mă refer la toate investițiile publice centrale și locale care anul ăsta au fost blocate, numai pentru a avea economii la bugetul de stat. Uitați-vă că după ce am început bine absorbția fondurilor comunitare, punând contribuția noastră din bugetul de stat pentru respectivele proiecte, de un an și jumătate am blocat orice absorbție de fond comunitar, nu se mai pune nicio contribuție locală, adică românească, și asistăm la o cădere a investițiilor publice foarte gravă pentru o țară care vrea să aibă o lipsă susținută de dezvoltare. Auzeam pe Ponta spunând, noi să avem peste 3%
creșterea economică a noastră. Așa ar fi trebuit dacă continuau investițiile. Din păcate, investițiile n-au continuat, n-am pus contribuția noastră și nu o să avem această surpriză plăcută și asta o să o resimțim nu atât anul ăsta, cât pe anii viitori, la anul și peste 2 ani, când lipsa de investiții de anul ăsta nu duce la creșterea economică pe care noi o sperăm. Acum, spuneți-ne dacă perspectiva asta a formării unei majorități și a dărâmării guvernului Ponta se mai poate proiecta pe termen scurt, mediu, sigur vorbeați despre niște, despre niște înțelegeri cu UDMR absolut insuficiente. Pentru că imaginea pe care o lăsați este aceea că nu reușiți și cel mai probabil nu veți reuși pe termen scurt sau mediu să dărâmați guvernul Ponta. Deci noi ne-am propus ca până la finalul acestei sesiuni parlamentare să depunem o moțiune de cenzură. De asemenea, imediat la începutul lunii mai vom adopta în Consiliul Național și programul de guvernare pe care l-am propus, alături de celelalte probleme pe care le avem de discutat atunci și în momentul acela suntem pregătiți de depunerea moțiunii de cenzură. Tot în Consiliul Național vom stabili și tema moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ponta. E, n-avem decât, ca un partid serios, să discutăm cu toți parlamentarii, să-i lămurim că acea moțiune de cenzură este din interesul cetățeanului și ar trebui să ne se alăture. Dacă vom reuși să lămurim peste jumătate de degeaba parlamentari... Degeaba mi se alăture cetățeanul dacă nu mi se alătură oamenii trebuie politici. Să, trebuie să ne se alăture parlamentarii, fiindcă un guvern pică în parlament, nu pe stradă. Sigur. Și avem nevoie de peste jumătate din voturi. Dar în același timp, eu le repet celor care își doresc să intrăm mai repede la guvernare sau își doresc să dărâmăm mai repede guvernul Ponta, nu suntem dispuși să negociem posturi contra voturi și parlamentarii care cred că suntem atât de disperați să facem o majoritate încât să le oferim posturi guvernamentale sau de altfel, se înșală. O să purtăm discuții cu oamenii care onest vin la discuții pe idei politice, pe principii, pe soluții și nu pe posturi. Domnul Blaga spunea că în moțiunea de cenzură pe care intenționați o depuneți în iunie, a tot fost amânată până acum, va exista o ofertă de nerefuzat pentru celelalte forțe politice din opoziție. Nu neapărat o ofertă, ci o temă. O temă de nerefuzat. E doar o formă de marketing politic, de promovare, de teasing sau... Care e tema asta? Deci va fi o temă de interes public, o temă pe care cetățenii și-o doresc. Acum, nu puteți devoala încă? Nu pot să devoalez, fiindcă noi avem trei teme pe care le propunem Consiliul Național și o să vedem Consiliul Național ce hotărăște. Care sunt aceste trei teme? Să discutăm, lăsați-ne să le discutăm în Consiliul Național și după aceea o să vi le spunem. Important este ca și parlamentarii să fie în consens cu cei pe care îi reprezintă. Fiindcă nu de fiecare dată am văzut că parlamentarul să voteze în consens cu ceea ce își dorește alegătorul său și de aceea eu sunt mai puțin optimist că nu ne va refuza nimeni și că 100% din parlamentari vor veni alături de noi pe o temă de interes public. Sunteți de asemenea acuzați, poate acuzat e mult spus, dar se spune despre PNL în momentul ăsta că nu face nici măcar opoziție așa cum ar trebui să facă. Eu cred că opoziția am făcut și am și rezolvat ca partid de opoziție cel puțin două subiecte importante să fie puse în discuție parlamentară și în aceste zile să fie chiar și votate în camerele Parlamentului. E vorba de codul electoral și legea alegerilor atât locale cât și parlamentare pe care să anul viitor să fie făcute alegeri în România, fiindcă dacă nu adoptăm până la sfârșitul lunii mai, nu o să putem cel puțin la nivelul alegerilor locale să folosim legea anul viitor, că e nevoie de un an de zile de la adoptare și am reușit, de exemplu, în această săptămână să o trecem în Senat, sunt convins că rămânem pe calendarul propus și până la spre sfârșitul lunii mai ea va fi și promulgată de președinte. Am reușit să scoatem și legea de finanțare a partidelor politice, un lucru foarte important. Astăzi se discuta în Senat propunerile de modificare a trimiterilor de la președinție. Deci eu cred că
Suntem cel puțin pe ceea ce ne-am propus ca și cod electoral, ca finanțarea partidelor politice, înființarea partidelor cu 3 reprezentanți și așa mai departe, deci modernizarea vieții politice din România, cel puțin pe asta cred că am avut o intervenție chiar salutară. Președintele Comisiei de Cod Electoral este un vicepreședinte al partidului, domnul Mihai Voicu, și care s-a zbătut foarte mult ca acest pachet legislativ să fie terminat la timp. Ați dori să ocupați o funcție în guvern în situația în care ați reușit să faceți dumneavoastră PNR-ul acest guvern? Noi am preferat să nu discutăm despre funcțiile guvernamentale, ci doar despre programul de guvernare, fiindcă vrem să vedem, dacă reușim să dăm jos guvernul, care este formula prin care putem să instalăm un nou guvern. Și după ce o să vedem în alianță cu cine vom putea instala un nou guvern, atunci o să discutăm și despre structura guvernului și apoi nominal despre membrii guvernului. O declarație politică interesantă a fostului președinte Traian Băsescu, făcută recent. Domnul președinte spunea că 3 dintre oamenii din echipa sa i-au arestat pe ceilalți 3. Numele le dădea explicit, se referea aici la domnul Georgescu, doamna Udrea, doamna Bica, în calitate de arestați. Pe cealaltă parte, printre cei evocați, domnul Coldea, doamna Căveși. Cum vi se pare, domnule Atanasiu, declarația aceasta? Mi se pare un om disperat și vă spun de ce. Este anormal într-o țară democratică să ne spui că tu ai avut o echipă care trebuia să lucreze unul pentru altul, să se apere unul pe altul, să se salveze unul pe altul și așa mai departe, să se pice toți împreună. Nu. Aceștia erau niște șefi de instituții într-un stat democratic și care fiecare avea răspunderea personală pentru faptele sale și nu o răspundere colectivă, de echipă, de clan sau de altceva. Faptul că domnul Băsescu este foarte trist că unii dintre oamenii pe care el i-a promovat sunt într-o situație neplăcută de a fi cercetați pentru fapte penale, nu justifică această revoltă a dânsului și această, nu știu, tragere de urechi sau cum să o numesc, pentru cei care nu au făcut fapte penale și și-au permis să constate că alții au făcut. Nu e normal să procedeze așa. E un discurs întors cu 180 de grade al lui Traian Băsescu de acum câteva luni, care ne-a explicat despre statul de drept și reforma statului și justiția, care în România a început să-și facă treaba. Acum am înțeles că justiția era bună în România, că își face treaba cu unii și nu și-o făcea cu ai lui. Ei, justiția trebuie să-și facă treaba indiferent de cine este în cercetare, și Traian Băsescu trebuie să înțeleagă că deja devine doar un comic vestit al ecranelor, atrage audiență doar așa ca să-l mai vedem, dar nu mai are credibilitate. Cel mai bine ar fi să rămână în istoria și memoria României ca un președinte al României, să nu mai facă declarații neinspirate, să-și plimbe nepoții în parc, să iasă la pensie, că am înțeles că își ia deja pensia și e bine. Vorbesc despre justiție puțin mai devreme, domnule Teodor Atanasiu. Au apărut informații legate de faptul că premierul desemnat al PNL, domnul Cătălin Predoiu, ar urma să fie chemat la DNA. În 2008 a fost unul dintre candidatul liberalilor de la Buzău. Există suspiciuni că acea campanie electorală ar fi fost finanțată din mită. Ce alte variante are PNL pentru funcția de prim-ministru? Deci, vă repet, n-am discutat acest lucru până nu știm care ar putea fi o componență a guvernului, fiindcă e puțin probabil că într-un timp relativ scurt, adică anul ăsta, să avem o majoritate parlamentară doar a Partidului Național Liberal și să fim în postura de a pune doar noi guvernul. Și atunci vrem să vedem care ar fi majoritatea parlamentară care o putem constitui, alături de cine și împreună cu cei cu care ne vom alia pentru a face această majoritate, vom discuta și de o componență a guvernului, plecând de la primul ministru și până la ultimul ministru care trebuie să intre în cabinet. Apar de asemenea informații potrivit cărora, la nivelul capitalei, situația între vechiul PDL
și, sau mă rog, PNL și vechiul, PDL și vechiul PNL nu ar merge tocmai bine, că ar exista neînțelegeri destul de mari. Ne puteți confirma acest diferent? Ce pot să vă spun este că am constituit comitetul de conducere al capitalei. Ne-am întâlnit, am luat decizii importante, am luat decizii cum facem pentru fiecare sector fuziunea să se facă cât mai repede. Am constituit la nivelul fiecărui sector atât comitetele executive de conducere cât și birourile de conducere. Am început să constituim și în mare parte s-au și finalizat pe fiecare secție de votare, organismele de conducere. Lucrurile încep să funcționeze, dar la început au fost câteva tensiuni. Dar pe măsură ce oamenii au treabă și au sarcini care trebuie să le îndeplinească, atunci uită de alte aspecte și își vede treaba lor. Care a fost sursa tensiunilor? Când n-ai nimic de împărțit, ai de povestit și atunci e normal că fiecare îi se pare că ideea lui e cea mai bună. După ce am stabilit ce avem de făcut, lucrurile s-au clarificat. Deci au plecat de la nimicuri. În ce sediu funcționăm, cât de des ne întâlnim și așa mai departe. Am înțeles. Chestiunea pensiilor parlamentarilor a fost una de mare interes în ultimul timp. L-am auzit pe președintele de onoare al PNR, domnul Mircea Ionescu Chintus, punându-i la zid pe liberalii care s-au pronunțat în favoarea măririi pensiilor parlamentarilor. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Veți exclude din partid? Ați discutat? Nu o să excludem din partid, dar am avut o discuție, bineînțeles, cu ei. E normal ca un parlamentar să-și dorească o pensie mai mare, un aviator să-și dorească o pensie mai mare, Aviatorul e o meserie, parlamentarul e o funcție. Nu știu ce am luat de muncă, îți vreau să o pensie mai mare, dar dacă dorim să fim niște cetățeni europeni, haideți să ne uităm puțin și în Europa și să vedem unde sunt pensii speciale. Păi vă spun că doar în organismele armate, și aici nu mă refer numai la armată, jandarmerie, serviciile, cei care sunt la ordin, structurile militarizate, structurile de, care asigură securitatea națională, și în justiție. Sunt singurele pensii speciale de Europa. Nu cred că noi ar trebui să fim mai catolici decât Papa și să avem mai multe locuri decât au ceilalți europeni. Cred că pensii speciale sunt suficiente la structurile care sunt de securitatea națională și în justiție. Acești colegi ai dumneavoastră s-au consultat în prealabil cu S-au consultat, conducerea? S-au părut o decizie foarte interesantă privind propria persoană când au auzit că e o propunere cu astfel de pensii, mai ales că a mai fost o lege pe vremuri cu astfel de facilități la care s-a renunțat în momentul în care s-au renunțat la toate pensiile speciale. În calitatea dumneavoastră de fost ministru al Apărării Naționale, cu experiență în CSAT, prezent în CSAT, ne puteți explica procedurile de verificare integrității membrilor care se află în poziții cheie? În ce sens vă referiți de verificare? Deci, de exemplu, un ministru care sau un demnitar care trebuie să aibă acces la informații secrete, indiferent de nivelul de clasificare a informației, trebuie să aibă un certificat de la statul român că are acces la astfel de informații. Certificatul ordin se numește. Ei, cei care trebuie să-l verifice pentru a emite acest certificat sunt niște profesioniști care verifică întreaga viață și activitate și emit sau nu certificatul respectiv. Dacă nu-i emit certificatul, nu poate avea acces la documentele respective, deci nu poate ocupa postul respectiv. Întrebarea mea se referea la cazul fostului consilier prezidențial, prezidențial, domnul George Scutaru, care se află sub control judiciar. Mă gândesc aici la verificările care se fac înaintea desemnării unei persoane într-o funcție cheie pe lângă președintele României, de exemplu. O persoană care este cercetată conform Constituției României este o persoană nevinovată, care nu are nicio vină imputabilă de către statul român, de către cetățenii României. Ori acea persoană poate să acceadă în orice funcție. Nu o să spună nimeni niciodată, fiindcă există o prezumție și fiindcă urmează să facem o cercetare, nu numi o persoană nu știu unde. Nu, dar în momentul în care persoana e clar că a
are ceva în trecutul ei, are o problemă care nu-i permite accesul la o astfel de funcție, atunci vei primi de la, la serviciile care se ocupă cu cercetarea vieții oamenilor, vei primi o adresă, în care, o notă în care se va spune, datorită faptului că nu vă recomandăm, dar nu poți să pui și pe cei care urmează să fie cercetați sau pentru care nu există o hotărâre a unei instanțe. Domnule Atanasiu, de ce a fost mărit bugetul apărării în luna ianuarie? Domnul Iohannis a convins partidele să semneze un pact care prevede alocarea 2% din PIB începând cu 2017 pentru apărare, lăsându-se să se înțeleagă că e o prioritate pentru România mărirea acestui buget. Este România în pericol? Sunt oameni care spun, de ce nu s-a făcut un pact pentru infrastructură? O să vă spun de ce. Trăim într-o zonă complicată din punct de vedere al securității naționale, iar România și-a luat niște angajamente în momentul în care a intrat în NATO pe care încă nu le-a onorat. Noi suntem în situația deosebit de favorabilă față de Moldova, față de Ucraina, față de celelalte țări din vecinătatea noastră, că facem parte din cea mai puternică alianță militară a lumii și că nimeni nu poate să pună în pericol securitatea națională a României fără să intre în război direct cu Alianța Nord-Atlantică, cu NATO. De asta ne conferă un confort extraordinar din punct de vedere al liniștii cetățenilor pe teritoriul României. Dar, în schimb, asta ne aduce și câteva obligații. Obligații autoasumate de România în momentul în care a intrat în NATO. Când am intrat în NATO, NATO ne-a întrebat, dacă veniți alături de noi, cu ce vă angajați să participați la forța de răspuns NATO, la forța de apărare a NATO față de agresorii săi. Și noi ne-am angajat cu câteva avioane, cu câteva elicoptere, cu câteva nave de luptă, cu un număr de militari pe care îi dislocăm și așa mai departe. Ei, n-am ajuns să ne îndeplinim aceste angajamente. De exemplu, avem o escadrilă de avioane angajată la NATO, nu avem să o punem la dispoziție. Dacă ați dat un singur exemplu, sunt mai multe astfel de exemple. Dar asta este un exemplu pe care îl cunoaștem că e notoriu cu avioanele de luptă. România va trebui să facă acest efort pentru extraordinarul confort pe care îl are, că dacă cumva e atacată, sare tot NATO pentru ea, cu toată forța de răspuns NATO, cu mai mulți soldați americani decât români pe teritoriul României, dacă ar fi un război în care intră România, da, care să apere România. Pentru asta trebuie să ne onorăm acele minime angajamente pe care le-am făcut. Ori, pentru asta ne trebuie un minim de sumă de bani anuală pe care bugetul apărării nu mai are de vreo 7-8 ani. Adică noi n-am mai avut 2% din PIB, că asta este suma pe care ar trebui să o aibă ca minim bugetul Ministerului Apărării, din 2008. Poate 2007, așa ceva. De atunci n-am mai avut 2% din PIB. E mult de când n-am mai avut și, am ajuns să mergem spre 1%. 1% reprezentând o sumă din care să plătesc doar cheltuielile cu salariile și funcționarea armatei, fără niciun fel de investiție, fără niciun fel de programe de dezvoltare a capacității de luptă a României. Și asta este foarte grav. Și de aceea s-a făcut acest pact în care România să își permită să își onoreze angajamentele față de cei care asigură securitatea națională și în același timp să își permită să își modernizeze armata pe care o are deja în teatrele de operații. Nu mai este o armată care merge ca pe vremuri la cules de porumb și la săpat de șanțuri, ci care se bate în războaie reale cu oameni profesioniști, luptători profesioniști pe care are în față și cu care trebuie să-i facă față. Care este explicația? Să mergem și mai departe. Care este miza amânării numirii unui șef la Serviciul de Informații Externe? Poziția strategică pe care o ocupă România n-ar cere o astfel de numire mai repede? Cum vă spun, șefii civili
de la serviciile de informație. Nu sunt indispensabili? Nu că nu sunt indispensabili, nu fac altceva decât să asigură acel control civil asupra unui serviciu închis sociului public, opiniei publice, care nu poate să vadă acolo. Da? Ministrul apărării este civil, șeful SIA, șeful SRI sunt civili. De ce? Înainte erau militari peste tot. De ce în țările NATO, în țările democratice, sunt ei civili? Fiindcă acolo opinia publică nu poate să vadă în interior. Și trebuie să vadă cineva, un civil, cum se cheltuie banul public, resursa publică, într-un organism închis ochiului public. De aceea sunt ei numiți. Deci un serviciu de informații funcționează foarte bine doar cu militare, că știu ce au de făcut. Controlul civil asupra acelui serviciu se face prin comisia de resort și respectiv pe legalitate și respectiv prin șeful instituției, în special la fără de legalitate, pe modul de cheltuire a banilor în interior acolo. Deci da, va trebui să fie dubit, dar pentru asta nu scade calitatea serviciului sau a informărilor, simt trebuie să fie dubit pentru a putea verifica mai ușor modul în care se cheltuie resursa statului la respectivul serviciu. V-ar interesa o astfel de funcție? Nu, niciodată n-am fost interesat de o funcție la serviciile de informații. De ce? Mi-a plăcut viața civilă mai mult decât cea militară. Cine credeți că ar putea să ocupe o astfel de funcție, având în vedere experiența dumneavoastră? Deci orice om serios, orice om serios care dorește să urmărească modul în care se cheltuie corect banul public într-un sistem închis. Orice om care și-a dedicat activitatea pe securitate națională și are cunoștințe de securitate națională, poate să coordoneze o activitate de acest tip, care este, vă repet, de civil, nu coordonată din punct de vedere al ce oamenii a de făcut și cum să strângă informațiile, că astea e treaba primului adjunct, care este militar și care au învățat în școlile de specialitate ceea ce au de făcut și în special acel control civil pe legalitate și pe consumul de resurse. Alegerile din 2016 apar din continuare informații potrivit cărora ați vrea să candidați la primăria capitalei. De asemenea, domnul Ludovic Orban spune că vrea să candideze. Cine va candida până la urmă? Nu e rău dacă își doresc mult să candideze. Dumneavoastră vă doriți? Nu m-am gândit la ce să spui și vă spun de ce. Noi am stabilit că în Consiliul Național de Coordonare, care va avea rol la începutul lunii mai, secretarul general va veni cu o propunere privind un calendar de desemnare a candidaților pentru alegerile locale de anul viitor. Un calendar care va începe în mai și se va sfârși undeva în toamnă. Deci, cu siguranță, în toamnă vom ști care sunt candidații. Acum e prea devreme că n-am ajuns nici măcar la pasul 1 să stabilim ce avem de făcut și de când începem. Bun, deci nu ne-ați dat pentru moment un răspuns, poate prematur. Cum se negociază în interiorul partidului candidaturile la alegerile locale sau parlamentare? Aveți un algoritm? Nu, tocmai asta vă spuneam, că vom sta în Consiliul Național, care este acest proiect privind desemnarea candidaților, pe ce ne bazăm. Noi avem și câteva propuneri, plecând de la activitatea oamenilor, nu de la partidul de proveniență, că provine din fostul PDL sau din fostul PNL, ci activitatea pe care a avut-o, seriozitatea omului, CV-ului, ce a reprezentat el, notorietatea lui publică, fiindcă are nevoie și să strângă și voturi candidatul, și o sumă de calități pe care trebuie să le aibă candidatul pentru a putea fi desemnat. Dar cu siguranță vom folosi sondajele de opinie, adică vom face cercetarea pe care, și electoratul de va spune foarte clar ce tip de candidat își dorește, ce favorabilitate are un candidat sau altul. O ultimă întrebare, domnule Atanasiu. Oameni politici cu greutate, unii la care poate opinia publică nu s-ar fi așteptat, cine știe, inițiații, poate știu mai multe lucruri, ajung în fața justiției. Se vorbește în ce în ce mai mult despre posibilitatea ca DNA-ul să schimbe structuri, straturi politice, cine știe, poate chiar guverne în România la un moment dat.
Dumneavoastră, ca un politic cu seriozitate și cu greutate, vă temeți că ați putea intra în vizorul justiției vreodată? Știți, eu am mai fost, am avut multe plângeri penale, pe toate încheiate cu dânci pe urmări penale, am avut o început de urmări penale pe referendum care s-a încheiat cu scoaterea de sub urmări penale. Deci nu asta e problema că ești cercetat, că nu, ce țară, asta e mecanismul democratic, să fii cercetat, problema este să nu fii condamnat. Eu vă spun că lucrurile se vor schimba în România. Am avut o perioadă de liniște de aproape 20 de ani a justiției în care niciun politician important nu era cercetat, dar de cum să fie condamnat. Sau foarte puțin. Și atunci toți au crezut că pot să facă și lucruri ilegale. Ei, după ce s-a văzut că sunt luați la bani mărunți și cercetați, pe ce fac acum? Și pe ce-au făcut acum 10 ani, și pe ce-au făcut acum 8 ani, și acum 7 ani, și așa mai departe. Eu cred că mentalitatea oamenilor politici și a demnitarilor români s-a schimbat mult și eu cred că de acum încolo nu o să mai vedem atâtea cazuri în care demnitar să fie încălcat legea, cum au fost în trecut, când credeau că nimeni nu-i va cerceta vreodată, nimeni nu-i va întreba vreodată de dumneavoastră personal, deciziile lor. Nu vă temeți? Nu, eu repet, am avut foarte multe plângeri penale, sunt încheiate toate, nu știu ce subiecte ar mai putea inventa pentru care să fiu cercetat, dar nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Crăciun.